Bună seara, dragii mei! La mulți ani! Crăciun fericit, Crăciun luminat, Crăciun binecuvântat! Urmăriți emisiunea Tarotela și această urare vine și cu un cadou. Am vorbit cu Moș Crăciun și mi-a lăsat misiune specială să vă fac niște cadouri din partea lui. Sunt patru cadouri, trebuie să alegeți între 1, 2, 3 și 4. O să atașez probabil o imagine sau, nu știu, rămâne să văd dacă editez acest video sau dacă va, va fi doar așa. Voi lipi următoarea parte. Alegeți-vă, dragii mei, între 1, 2, 3 și 4 și veți avea surpriza să vedeți ce ați primit. Maxim două numere, pentru că dacă vă îngrămădiți la cadouri, să știți că aceste cadouri vin și cu obligații și cu responsabilități. Așa că întotdeauna păstrați măsura în ceea ce vreți să manifestați și să, să vă bucurați. Că și bucuria e bună, dar și ea cu măsură. După cum vedeți. după cum vedeți, sunt în vibrație violet. Nu musai pentru că se promovează Crăciunul violet. Și pentru că întotdeauna violet pentru mine a fost o culoare specială. Întotdeauna am iubit culoarea aceasta. Și cred că din cauza că nu musai din cauza că am eu planete învărsător. Și ci... Pentru că am această atracție, l ați văzut, ametistul e tot timpul lângă mine, am această atracție, am și globuri, de a transforma lucrurile, de a vindeca, nevoia de a vindeca în mine, în profunzimea ființei mele, mă atrage că către această culoare care vindecă, dacă nu știați, are aceste calități de vindecător și Dorința de a vindeca pe cei din jurul meu, de a vindeca mediul în care stau și de a transforma lucrurile și nu doar lucrurile. Și aș putea să vorbesc un pic simbolic. În trecuri cu Beul, de la violet în sus, îl transformăm înspre lumină. Și asta a fost căutarea mea dintotdeauna. Pănuiesc că din acest motiv sunt atras în continuare de violet, de ametist de vibrația aceasta frumoasă. V-ați ales numerele? Haideți să vedem ce ați ales. Am o... revenit. Vă am să vă gândiți. Gata, v-ați ales. Mi-am ales și eu. Și evident că sunt și uimită și eu de mesajele pe care le primesc pentru mine. Dar fac abstracție de asta și o să interpretez, cum știți că interpretez în anumite momente, foarte spontan. Se întâmplă, să știți, nu uitați, se întâmplă că după etalări, după orice etalare, când închei, să-mi dau seama că aș fi putut să spun mai multe și mai multe, dar ăsta e momentul. Ăsta e momentul. Dacă voi vreți să completați mesajul cu ceea ce simțiți, nevoia sau ceea ce primiți pe calea voastră personală, legătura pe care ați creat-o voi de-a lungul timpului, între voi și univers, între voi și divinitate și îngerii voștri protectori, vă ajută să comunicați suficient de și să adăugați mesaje și mai. și mai fain. Ok, haideți să vedem. Numărul 1. Ce ați primit? Ați primit steaua. Numărul 2. Ce ați primit? Ați primit lumina. Numărul 3. Ce ați primit? Globulețul. Să-l scot. Globulețul. Globulețul mov. Numărul 4. Ați primit bradul ca și simbol. Acum o să punem pauză și o să vorbesc despre fiecare câte puțin. Și da, cred că va trebui să editez înregistrarea În fine. Pentru că, da, în fine, mă gândesc cum o să editez acest video. Simbolurile pe care le-am ales sunt legate de brad, de evenimentul acestei zile, acestei, acestor zile. Da? Faptul că de Crăciun toți, sau majoritatea, încercăm să ne bucurăm de această sărbătoare, împodobim pomul și am vrut să am elemente... Patru elemente, patru se nu cruci, da? Simbol creștin, evident. Și patru elemente care sunt prezente în pomul nostru de Crăciun. De aici a întreg jocul, sorocul. Haideți să vedem cum vin mesajele. Pa, pa! Păpup, ne vedem mai târziu! Am revenit, dragii mei. Am pregătit cărțile. Acum va trebui să vedem ce mesaje ați primit pentru 1, 2, 3 și 4. Am zis numărul 1, steaua. Numărul 2, lumina. Numărul 3, globul, lumina sau mai bine zis, lumânarea. Numărul 4, crenguța de brad. Și vedem ce mesaje vin la fiecare, în toți. Ok. 4, da, mai bine fac așa, da? 4, 3 Sper să nu avem vreo surpriză. 2, 2, 2, 2 Numărul 1. Cei care ați ales numărul 1 ați ales steaua. Am zis că o să, o să transmit ceea ce simt în acest moment să transmit. Steaua pentru că tot vorbim de noaptea de Crăciun, este cea care a ghidat cei trei magi să găsească Mântuitorul. Trebuie să vă găsiți destinul în a vă găsi și care spre salvare a voastră și a celor din jur pentru că Mântuitorul s -a, a venit ca să ne salveze, da? ca să ne salveze. Mântuitorul ne mântuiește pe noi, pe noi și momentul în care noi suntem mântuiți sau momentul în care noi suntem vindecați, salvați, îi putem salva și vindeca și pe ceilalți. Steaua în știți bine că înseamnă, înseamnă credință, înseamnă vindecare, înseamnă echilibru și curățenie emoțional, echilibru emoțional și curățenie emoțională. Înseamnă um, curățenia voastră personală pe care, după ce o finisați, o împărtășiți cu cei din jur. Steaua înseamnă o poziție specială, pentru că este undeva sus pe cer și strălucește. Aveți șansa, dacă vă urmați cu grijă, cu atenție, destinul și cu tenacitate, pentru că acei mașini au trecut chiar așa, doar prin lapte și miere, sunt convinsă că au avut și ei probleme în drumul lor, da? În momentul în care sunteți tenaci să ajungeți acolo unde vă este predestinat să ajungeți, simt că veți ajunge într-o poziție publică în care veți străluci în public sau eventual atrageți oameni care strălucesc în public și veți străluci împreună, Doamne ajută! Dar în primul rând vorbesc despre voi ca și cadou pentru anul care vine veți străluce în public. Dar asta în paralel sau în momentul sau după ce învățați să vă vindecați, după ce reușiți să vindecați niște situații dificile în viața voastră. Pentru că a trebuit să treceți prin multe, să vă păstrați această credință. Credința aceasta trebuie, nu de ce a venit, posibil de-a lungul cel puțin a ce ultimului an prin care am trecut cu toții foarte greu, va fost pus la încercare credința. Credința, răbdarea, capacitatea de a vă ruga, de a vă păstra echilibru, am zis emoțional, speranța, prin toate situațiile dificile prin care ați trecut. Steaua mă duce cu gândul la astrologie. Evident că acei mai s-au ghidat după astrologie. Unii poate ar trebui să reveniți sau ori să studiați astrologia, ori să vă cunoașteți măcar, că nu toată lumea se apucă de studiat astrologia, da? Măcar să vă cunoașteți harta natală, să vă înțelegeți destinul, să vedeți cum vă pot ajuta planetele, cum vă puteți voi coordona sau uh, controla viața și tendințele în funcție de planetele pe care le aveți. Pentru că am mai zis eu cândva, planetele au plus și minus. Și dacă voi știți ce reprezintă fiecare planetă în casa voastră și în harta voastră natală, știți cum să le controlați. Știți cum să le controlați. Pentru că un Marte se manifestă și pozitiv și negativ. Un Venus la fel. Dacă voi vreți să manifestați latura pozitivă, păi Trageți din greu către acea direcție. Iar, poate unii studiați astrologia și trebuie să reveniți la această pasiune sau, sau să, să faceți mai multe din această pasiune, iar multe. Poate să însemne și artă, da? Că tot am deschis acest canal de artă despre care nu am vorbit până acum, dar o să vorbesc la sfârșit, pentru cine vrea să asculte. Da, puteți să faceți și artă din uh, pasiunea voastră pentru astrologie, să zic. Orice, orice. Haideți să vedem ce alte mesaje. Ia uite, sunteți fără limite. Sunteți fără limite. Aveți numărul 4. Un număr destul de, de încăpățânat, de, de stabil. Interesant că aveți numărul 4. Iar dacă vă păstrați speranța, vă puteți întâlni cu sufletul vostru pereche, darmic, cu flacăra voastră geamănă, dacă vreți. Nu e chiar așa o poezie această poveste a flăcărilor gemene și mulți confundă flacăra geamănă cu poveștile karmice, dar în vine. Trebuie să aveți credință, aveți un inorog aici. Inorogul este o ființă iar specială, care atrage atenția, veți atrage atenția, veți fi în public, veți străluci și veți ieși în evidență. Inorogul cu acel corn pe care îl are iese în evidență. Evident că acel corn reprezintă și al treilea ochi, vi se va deschide al treilea ochi, steaua, lumina pe care o primiți de la divinitate, de la îngerii care vă ghidează, vă va ajuta să vedeți anumite lucruri, eventual să vă vedeți destinul, să vă anticipați anumite lucruri și să nu uitați că sunteți fără limită. Însă, ce alege să faceți, depinde de ceea ce alege să faceți. Dacă alege să stați în umbră, veți rămâne în umbră. Dacă alege să ieșiți în evidență, veți ieși în evidență. Ia să vedem ce alte cărți mai au. Oh, ce frumos! She is the moon, the heaven. Am zis o chestiune de heaven, cer, cer, stele. Cerul este lângă voi, raiul este în preajma voastră, raiul vă așteaptă dacă aveți în continuare credință. credința asta despre care am zis că a fost testată. Sunteți fără limită în atingerea acestui cel, acestui scop. Iau uite, steaua este și aici. O stea aici, da? Vă veți găsi Edenul vostru, cum am noi scris eu de curând pe un post. Vă veți găsi Edenul vostru și sunteți pregătiți în calea, o, o cale specială, o cale specială. Dar trecând peste asta, acea cale specială în care voi trebuie și is the moon. Uh, trebuie să vă conectați la energia voastră feminină, iar echilibru emoțional, vindecare emoțională, conectare la intuiție, la stele, adică stelele, da, astrologia se poate face foarte logic, dar dacă o faci logic, nu e suficient. Uh, ca orice lucru care. sau orice activitate poate să atingă un grad de măestrie dar maestria aceasta nu se atinge doar pe cale logică. Da? Ci și prin intuiție. Totul poate fi transformat într-o lucrare bine făcută sau într-o operă de artă. Și atunci, ca să ajungeți acolo într-un loc special, trebuie să vă conectați la acele aspecte subtile ale voastre feminine. Și is de moon. Eventual încercați, evident, să fiți în echilibru, dar să, să fiți mai receptiți la... Ha, interesant, să fiți mai receptiv la ce vă transmite raiul, la ce vă transmit stelele, lumina și nu neapărat astrologie. Eu am o plăcere nemaipomenită de câțiva ani de zile să vorbesc cu stelele noaptea. Știu că pentru <laughs> Unii oameni, pare ciudat, unii mă veți înțelege să vorbe. Conexiunea cu stelele e specială. Timpul de noapte, evident că dacă este lună, sunt și stele. Deci noaptea, iar noaptea, pe lângă faptul că noaptea, sunt desfără limită, prin vise, prin ceea ce mesajele pe care le primiți în timpul serii și nopții, probabil că inspirația și intuiția merg mai bine în această perioadă. Iar, e un aspect no nocturn al vostru sau care trebuie dezvoltat. Puteți să și scrieți, puteți să faceți poezii, puteți să lucrați anumite lucruri care, am zis, vă aduc mai aproape de această cale, acest rai. Ia să mai vedem. Interesant. 3 de apă și 6 de apă. 3 se dublează cu 6, da? 3 și cu 3 înseamnă 6. Dublați această credință pentru că... Pentru că sunteți foarte dezamăgiți, trei de apă. După cum vedeți, uh, sunt niște legături. Femeia aceasta este legată de niște lucruri. Um, trei de apă știți că înseamnă. Hmm? Pentru unii ați fost într-un triunghi, dar veți de 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 vindeca acest triunghi. Pentru unii, nu pentru toată lumea. Triunghi amoros. Pentru unii, nu pentru toată lumea, veți vindeca, veți împă, încă, împăca acea situație într-un fel sau altul, adică vă veți vindeca în vorbirile de vindecare și la stea, dar prin echilibru emoțional. Veți reuși să vă găsiți sufletul vostru pereche da? Cum se vede și aici în unicorn, este aici, în ceea ce concepeți voi. 3 de apă și 6 de apă. 6 iar vorbește de vindecare, vindecare prin suflet, rugăciunea inimii este foarte importantă să o faceți, rugăciune din inimă ca să manifestați, uitați, nu mai lumină, nu mai stele, nu stele verzi, chiar nu mai lumină, manifestați, aveți această putere anul care vine și aduceți bucurie pentru că trei de acolo înseamnă și prieteni și după cum vedeți gestul este de împărtășire, cineva dăruiește un cadou, că veți primi cadouri care vă vor bucura, da, foarte posibil, de la prieteni, oameni pe care i-ați întâlnit în altă viață și vin acum să vă ce și să vă aline în anumite momente, așa, pe de altă parte. Și voi veți aduce bucurii altora. Pentru că știți să ați învățat, din cauza că ați trecut prin multe, ați învățat să împărtășiți din suflet. Și asta aduce bucurie. Dar cred că va trebui să vă eliberați de niște legături. Mm. Zece de bute și împărăteasa. Zece de bute vorbește despre responsabilități. Mm. Pentru unii poate să fie o căsnicie, un job, relații de lungă durate obositoare, în care luptați să, să rămâneți în picioare. Și, uite, interesant, aici avem iar stele. Iar o... Până, luptați până noaptea, lu munciți până noaptea. Interesant mesaj. Munciți până noaptea, târziu. Și îmi place foarte mult în această uh, carte, e prima oară când se zice, tot în, în alte cărți, nu, în alte seturi de cărți, nu așa. E cu privirea în pământ. Dar în pofida tuturor responsabilităților și greutăților despre care am zis, că de trebuie să vă mențineți credința. Tot încercați, așa vedeți și voi, tot încercați să priviți către cer. Să vă căutați steaua, steaua voastră, steaua sufletului pereche cu care vorbiți la distanță. Hm. Va trebui să renunțați la aceste responsabilități. La nouă din ele sau măcar la una, ca să puteți. Eu zic să o luați de la unul, da? Ca să puteți să manifestați un nou început care va duce abundență. Împărăteasă, mami, iar 3 și 3. 3, poate sunteți născuți în martie, e marte, e apă, e... dar poate să fie orice altă zodie. Este Venus, varianta sa superioară. Venus ca și steaua iese în evidență, Venus, vreau să zic împărăteasa, este în evidență. Pe de-o parte, unii ați avut responsabilități legate de mama. Trebuie să aveți grijă de mama voastră. Mama voastră, într-un fel sau altul, prin familia pe care a conceput-o, va învăța să vă asumați multe responsabilități. Sau, într-un fel sau altul, trăind acolo, în preajma lor, a trebuit să faceți multe lucruri. Faptul că sunteți mamă, iar unii sunteți mămici și aveți multe responsabilități. Dar, învățați să dezvoltați această latură dintr-o altă perspectivă. În cazul în care vă hotărâți totuși să mai renunțați la aceste responsabilități, aveți șansa să creați ceva deosebit. Și zămân. Luna și Venus, interesant. Luna și Venus. Și Luna reprezintă mama și împărăteasa, chiar dacă e Venus, reprezintă mama. O chestie de maternitate o chestiune de maternitate se va, sau într-un fel, nu pot să spun exact ce, pentru că e o etalare colectivă. Poate veți fi mame, poate deja sunteți mame, poate veți fi mame prin alianță, neapărat că poate nu mai puteți să, să, concepeți, dar veți avea copii sau veți avea grijă de copiii partenerului vostru, da? E o chestiune de maternitate, pe de-o parte, și pe de altă parte, e o chestiune de abundență materială, deosebită. Dar asta pentru că vă păstrați credința, pentru că meritați, pentru că sunteți fără limită. Asta înseamnă abundență. Sunteți fără limită. Asta pentru că o ați oferit din suflet în continuu bucurii celor din jur, chiar dacă voi aveți responsabilități. Vedeți? Chiar dacă omul nu mai poate de mijloc, îl doare în mijlocul, tot încearcă să vadă prin trebutele astea unde este steaua sa. Mai luminează pe cea stea a mea? Lângă stea mea se vede vreo stea care mă așteaptă, care este special pusă deoparte pentru mine, flacăra geamă, da? Pentru unii, nu pentru toată lumea, ați avut un semn de foc sau cineva cu marcaj, un semn de foc, care va a obosit, va a epuizat. Și pentru că aceasta a venit a doua, împărăteasa, în momentul în care vă separați această energie, repet, aveți creștere, aveți partea de creștere sau vine cineva, cineva important care va, va aduce beneficii. Multe beneficii. Aveți luna, aveți steaua argintie, purtați mai mult argintiu sau argint, luna, luna, anul care vine. Vindecați niște probleme care țin de maternitate, de relația voastră cu mama, acolo trebuie vindecat ceva, acolo trebuie vindecat. Aveți niște răni profunde în acea relație, unii dintre voi, sau în faptul că n-ați putut avea copii, sau în faptul că aveți copii și eu știu ce, da? niște probleme legate de genul ăsta. Dar să nu uitați că cerul este aproape, raiul. Vi se pregătește pentru că ați, ați luptat, sunteți fără limită. Ați luptat, ați muncit, v-ați implicat și meritați. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, apreciați cum se cuvine această prezentare. Și nu uitați să, să citiți și ce scriu sub, sub video, că fac niște prezentări. Fac niște prezentări. De un nou canal. Și, în fine, citiți și sub video. Cam atât deocamdată. Vă pup. Sărbători fericite. Pa, pa. Ok. Cei care ați ales numărul 2. Cei care ați ales numărul 2, o să lăsăm lumina aceasta să ne guverneze, să ne inspire întreaga etalare. Așa a fost să fie. Mesajul de la Moș Crăciun, mesajul de la Înger de Crăciun pentru dumneavoastră să fie o lumânare. O lumânare interesantă este că roșie, dar lumânarea aprinsă, ce reprezintă conexiunea cu divinitatea. Voi trebuie să vă reconectați la divinitate, la, la o lume spirituală în cazul în care nu v-ați conectat. În cazul în care v-ați conectat, rămâneți conectați pentru că aveți niște lucruri speciale de manifestat. Sunteți o lumină în viața unora. Fumos ar fi în viața cât mai multor persoane să fiți această lumină. Chiar sunteți lumină? Faptul că întâmplător este o lumânare roșie, vă atrageți dragostea. Ori atrageți, dragostea din voi atrage. Dragostea și lumina din voi atrage oamenii sau va atrage ceva special. Dar rămâneți în lumină, chiar dacă vor fi încercări grele. Rămâneți în lumină, rămâneți în dragoste. Nu știu de ce, vă doroata norocului, energia vi se va schimba dacă rămâneți în această vibrație. Lumina arde, flacăra arde, vreau să zic, nu lumina, flacăra arde. Trebuie să ardeți niște carme, trebuie să ardeți niște, niște legături care vă țin departe de direcția voastră spirituală, unii dintre voi. Trebuie să, să, ce înseamnă ardere? Înseamnă vindecare totală și în această ardere să renașteți. Fenixul renaște din a, Fenixul renaște din cenușă. Cenușa de după ardere. Și dacă renașteți ca un fenix, veți renaște în dragoste. Asta este misiune interesantă. oh, ce frumos! Choose love! Am zis? Ați ales lumânarea, lumânarea este roșie. Am vorbit de renaștere prin dragoste. Alegeți dragostea. Hmm. Întotdeauna ai posibilitatea să alegi ceva. Fă această alegere din dragoste. Pentru că dacă nu faci alegerea din dragoste, tot ceea ce vei, vei manifesta va fi insuficient, va fi monocrom. Când manifesti din dragoste, universul prinde culoare. Toată lumea ta prinde culoare. Și interesant, ia uite, azi, ce frumos e și aici o lumină. Parcă e special aici a pusă. Ce frumos vă puteți bucura de dragoste. Lumina aduce speranță, lumina aduce cunoaștere. Dacă alegeți această cale a dragostei, puteți să aveți prin dragoste cunoaștere. Înțelegeți? Pentru că dragostea atrage lumina și lumina atrage cunoaștere. Și nu mai e o cunoaștere luciferică, pe bază de logică, este o, culoare, o cunoaștere edenică. Bazată pe dragoste. Ce mai... Uh, 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 Ce-ați mai primit? Oh, ce frumos! Sensual awakening. Trezire senzuală. O trezire senzuală. Iar avem culorile roșu și albastru, știți bine, cuplu ying și yang, flăcările gemene. Citiți sub video că am acolo un link către o prezentare mai specială apropo de yin și yang și apropo de Flăcărgemene. 6 și cu 4 10 1 Deci trebuie să începeți ceva, trebuie să începeți o cale de lumină, o cale care duce către lumină, care duce către dragoste și această cale vă va aduce și perechea potrivită. Și vă va trezi vă va trezi simțurile. La cu capacitatea de a percepe lumina din cei din jur, din voi, chiar și pe cale senzuală, se va trezi cu la un moment dat, de-a lungul anului viitor, pentru cei care aleg această cale, dar trebuie să ieșiți dintr-o direcție Liniară, interesant, dintr-o direcție liniară trebuie să intrați într-o direcție, să aveți o creștere spirituală, o direcție spirituală. Uh, nu, scuzați-mă, adică da, rămâne spiritual, vreau să zic spiralată, a ieșit spiritual, dar vreau să zic spiralată, ieșiți din, din trăirea liniară și intrați într-o trăire spiralată. Dar interesant, au venit emoții și au venit patru de pământ. Patru de pământ care vorbește despre o stare mecanică. Am zis, ieșiți din trăirea, din trăirea vieții, cotidianul ăsta, de zi cu zi, o trăire li liniară și intrați într-o altfel de viață spiralată în care creșteți. Și pentru asta trebuie să ieșiți interesant dintr-un întuneric. Nu degeaba ați primi lumina. Pentru că aveți această carte, emoții, da? Emoții întunecoase și emoții luminoase. Ca să ieșiți din aceste depresii, fixisme, stres mental, obsesii pentru stabilitate fizică, asta înseamnă patru de, de pământ, obsesii pentru stabilitatea fizică. Sau poate sunteți în preajma unor asemenea oameni. Îndepărtați-vă de ei. Ce aici? 19. Nu și cu 10. Deci trebuie să începeți o nouă cale. O nouă cale în lumină, prin lumină. zis, trebuie să ardeți acest stil de viață. Eventual acasă. Acasă sunt niște lucruri prea uite. Totul depinde de ceas. E o mecanică în care trăiți și care nu vă ajută. Să manifestați creativitate, senzualitate. Trebuie să se trezească senzualitatea într-o nouă direcție în voi, în viața pe care o veți manifesta de acum încolo. de ce zic ve o veți manifesta? Pentru că 19 se reduce la 1, da? O nouă direcție. Direcția aceasta să fie lumină. Ia, uite, am văzut, am zis o nouă direcție, am vorbit de unul, uite, magicianul, numărul 1. Aveți de manifestat ceva. Și aveți și marele preot, interesant. Unii dintre voi sunteți într-o viață extrem de tradițională, extrem de tradițională, de aia vi se zice alegeți dragostea, senzualitatea, dar nu orice fel de senzualitate. O, o senzualitate trează, din punct de vedere spiritual, o senzualitate luminoasă aici trebuie să, de aici trebuie să să Aici este Phoenix. E un dragon, dar ar fi putea să fie foarte bine Phoenix. Dar este dragonul nodul nord și nodul sud al lunii. Aici trebuie să vă știți voi harta natală. Mergeți către nodul nord. Aici este lumina. Steaua nordului, da? Către nodul nord. Către destinul vostru. Alegeți dragostea. Și veți putea manifesta orice doriți, dar trebuie să alegeți din dragoste. Dacă alegeți din nevoia de stabilitate, asta pentru că aveți mare preot, confirmă nevoia de stabilitate, confirmă o viață ori în niște dogme, ori într-o anumită cultură din care vă este teamă să ieșiți, vă este teamă să ieșiți, parcă aveți o sabie, vi se pare că veți fi judecați. Dacă alegeți dragostea, pentru că iau. Aici cineva are un toiac și are o autoritate și zice: Nu, așa te-am învățat, așa ai fost crescut, așa, așa, așa. Semn de pământ pentru unii. Marcași puternic pe semn de pământ, dar totuși, faptul că vine și magicianul, puteți manifesta ceva nou. Și în momentul în care manifestați ceva nou din dragoste și din lumină, acest mare preu se va manifesta sub o altă formă, nu doar al dogmelor, al tradițiilor, al rigidității, al regulilor da? impuse în viața de zi cu zi, în casă, nu cumva să faci cu tare și cu tare, da? atunci se va manifesta marele preot ca această trezire a lui Kundalini. Veți manifesta verticalitate, înțelepciune, autoritate. Bine, în timp. Că lucrurile nu vin așa, pur și simplu. Dar Nu vorbesc acum că e vreun semn, cineva cu marcaj în semnul taului sau cineva cu marcaj în În ianuarie sau prima zorie sau... Da, nu asta aș vrea să vorbesc despre energia cărților. Și se vede ce diferență este între magician, da, magician și acest individ obsedat de ritmul vieții de zi cu zi la ora 7 mă scol, sau la 6 la vă sculați, la ora 7, 6 mă scol la 7 mă duc la job la uh, 2 3 mă întorc am de făcut mâncare am de călcat am de făcut cutare 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 și nu mai e timp de tine nu mai ai timp de dragoste și uite așa ne copreșim cu gânduri negative și nu mai putem manifesta destinul nostru pentru că așa este în tradiția noastră în cultura noastră și așa mai departe dar ce diferență este între acest această energie Poate să fie altuia, eventual, eventual. Dar vorbim totuși de mesajul către voi. Și acest magician, magician care e foarte creativ, este cel mai creativ, printre cei mai creativi, să zicem, nu chiar cel mai. Este spectaculos, face spectacol. Și de ce face spectacol? Pentru că are această trezire senzuală în ceea ce face. Înțelegeți ce vreau să zic. Ia 6 și cu 4, 1, iarăși. 1, da? Trebuie să învățați să vă folosiți toate resursele ca să o luați, nu de la 0, nu zic musai nu de la 0, să începe să puneți în practică o nouă idee, un nou concept. Și e, e legat de dragoste, da? Să alegeți din dragoste, să alegeți lumina, lumina și am zis lumânarea roșie. Că nu degeaba a apărut dragoste, da? Și lumină. Magicianul, degeaba are toate resursele dacă nu alege din dragoste. Să manifeste ceva. Totul pornește de acolo, de la inimă. Puteți crea o nouă lume, o nouă viață, o nouă familie? Interesant că a venit o nouă familie. Puteți crea o nouă familie, dar trebuie să ieșiți într-un anumit ritm mai vechi. Aici cred că ține de un trecut și de nodul nord și nodul sud al lunii. Aici aveți ghidajul, aici este lumina, îngerul care, care vă arată. Că veți avea și situații, și stabilitate financiară, și tot ce vă doriți, dar. Alegând din dragoste. Dacă nu alegi din dragoste, pierzi dragostea. Rămâi doar cu finanțele, da? N-are cum să vină. Dar dacă alegi din dragoste, poți să ai și finanțele în stare bună. Înțelegeți diferența, da? Dacă nu vă simțiți voi aici, în această poziție foarte intensă, sunt două arcane majore, este cineva care vă atrage atenția și vă. vă Vă îndeamnă, vă inspiră, magicea nu inspiră într-un fel, hipnotizează, vă hipnotizează către o nouă trezire. E o trezire spirituală. Ar putea să fie unul și aceeași persoană. Un om spiritual, dar cu o capacitate de. cu o atracție specială, cu o magie specială, da? Nu vine singur, pentru că marele preot este spiritual, varianta sa superioară. Dar uneori poate să pară rigid, însă lângă magician este o spiritualitate creativă, o persoană care se manifestă în multe feluri, prin emoții, prin uh, creare de obiecte, prin artă, hai să zic chiar zic artă că n-am cum să nu zic, prin uh, cuvânt, scriere, vorbire și foc, bătele, ia uite, pasiune. Deci dacă e o persoană spirituală care vine în viața voastră, veți vedea și voi sunteți aici, alegeți din dragoste, alegeți să manifestați această vibrație cineva care vă inspiră. Și veți ajunge și voi cândva în această postură și veți putea cândva să manifestați o nouă familie. Sau să ieșiți din tradiții, cum am zis mai devreme, și să manifestați drumul vostru special. Drumul vostru care duce către lumină și dragoste. Cam atât deocamdată. Și nu uitați, calea voastră pentru 2021 este Lumina și Dragostea. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să citiți și sub video că am acolo niște linkuri și niște comentarii speciale. N-are rost acum să le... să le fac, pentru că vreau să vă concentrați pe mesajul pe care l-ați primit. Da? Vă pup! Papa! Pa. Ok, doti ok. cei care ați ales numărul 3? Cei care ați ales numărul 3? Ați ales globul. Globul la mine globul este mov. Anul acesta, bine, de câțiva ani am mov. Am mai zis eu, dacă este mov, este vindecare, este spiritualitate, este emoție profundă, este conexiune cu Dumnezeu. Și faptul că este glob este o nouă lume. Este o nouă lume pe care o puteți concepe din aceste zile, dacă vă gândiți și meditați la, la, acest mesaj. Asta înseamnă globul, globul pământesc, nu? O nouă lume personală, dar pentru unii simt că și voi, voi în viața voastră vă veți ridica undeva deasupra lumii. Mi-aduce aminte de Arcana Majoră Lumea. Vă veți ridica deasupra lumii și veți, veți drânga nici ceva, veți atrage atenția. De plimbat, rămâne de văzut dacă o să ne putem plimba așa cum am vrea în 2021, mai ales pentru că unii vor vrea să facă vaccinul, alții nu vor vrea. În fine, chestia asta cu plimbatul prin lume rămâne de văzut cum se va manifesta. Dar, deocamdată, zic eu că vă puteți manifesta la nivel virtual. Pentru că lumea aceasta. Pe cale virtuală se poate. poate fi nu neapărat dominată, poate fi cucerită. Da, poate fi cucerită această lume pe cale virtuală, prin, eu știu ce veți face, poate veți comercializa ceva și veți folosi mai mult calculatorul sau alte lucruri. Rămâne de văzut prin. prin ce? E o nouă lume. Dar să nu uităm că acest glob reprezintă pentru mine în acest moment, mă duce cu gândul și la ou primordial, iar o chestie de concepere. Începeți de că asta înseamnă și lumea, da? Lumea ieși dintr-o dintr veche lume și intrați într-o nouă lume. Aici înăuntru e ceva, zdrângă ne ceva, trebuie să se spargă și să iasă la suprafață, să vedem ce, ce iese în anul care vine la suprafață. Practicați compasiunea, Ați putea unii dintre voi să ziceți, a, oh, Ela, că practic compasiunea de când mă știu foarte bine faceți, practicați-o în continuare, pentru că și voi veți primi compasiune și înțelegere din partea unor oameni la un moment dat. 5 și cu 1, 6, 6, zi de zi practicați acest lucru, zi de zi, în orice formă, în orice formă încercați și vedeți lucrurile din perspective noi. Vedeți cum ar gândi această vrăbiuță sau ce este. Da? Contemplați asupra naturii din jurul vostru, lumea din jurul vostru și încercați și o vedeți din alte perspective, nu doar din perspectiva voastră. Și uite, așa vine adevărata compasiune, nu doar că mi-e milă, că te înțeleg. Nu, chiar te înțeleg pentru că măcar cu gândul m-am pus în Îngetuțele tale și știu cum este să fii așa și așa, să-ți fie teamă, să-ți să fie frig, să fie obosit sau să nu -ți poți deschide Sufletul că te dragoste să mute, da? Practicați compasiunea. Și? Probabil că pentru unii aici este misiunea voastră sau darul vostru, darul vostru de a arăta compasiune oamenilor din jur și nu doar oamenilor și ființelor. Este un dar, să știți, ia să vede. E un dar. Nu toată lumea poate să fie com... plin de compasiune și, și blând și tandru și înțelegător. Nu toată lumea. Și acesta este un dar nemaipomenit. Faptul că puteți să puneți lumină și pe alții. Sau în momentul în care vă întoarceți privirea către ei, vine această lumină și vă împrățișează pe voi și obiectul compasiunii voastre. Știți, era o vorbă unde sunt doi, acolo este și Dumnezeu. O, o să caut citatul cândva, o să e scris în Biblie. Acolo unde sunt două persoane și vorbesc despre Dumnezeu sau, sau sunt în compasiune, că de fapt compasiunea este un discurs fără cuvinte. Da? un discurs despre Dumnezeu, dar fără cuvinte. Acolo ești Dumnezeu. Ia să ne încearcă cărți. Oh, asta a venit prima. Spiral Dance of the Goddess. Hm. Și Legacy of Light. Am vorbit de lumină, da? Lăsați o moștenire de, de lumină prin ceea ce practic, prin compasiunea pe care o practicați zilnic și moștenire vorbim deja despre o lume. Creați o nouă lume de lumină. În momentul în care practicați această, acest hard dar pe care l-ați primit. Dansul spiralat al zeiței. Iar este o chestiune de feminitate, de maternitate, cu compasiunea evident că este o latură feminină, nu zic că bărbații n-ar avea-o, dar dacă o au, manifestă latura lor feminină. In. Nu. Iang este reprezentat despre, despre, de cu totul alte trăsături. Da, sunt spiralat al zeiței. 2, 2 și cu 9, 11. Interesant, intrați pe flăcări gemene, într-un fel sau altul. Vă atrageți. Prin această compasiune și lucru cu oamenii, vă atrageți. O poziție specială, de zeiță, de zeița sufletelor, sau evident că poate să fie și pentru bărbați, dar vorbesc la feminin pentru că așa este exprimarea și aici, la feminin. 11 este un număr maestru. Deveniți maestri în această artă a... E o artă. A întrajutorării celui cu probleme sau celui care vine în preajma voastră. Poate omul nici nu vine să vă spună ceva, dar când intră în vibrația voastră, persoanele încep să se deschidă într-un fel sau altul și voi le arătați cu pasinul și uite așa, intrați în această poziție, da? De zeița sufletelor, mama răniților, ceva de genul ăsta. Și în timp, cu răbdare, creați această nouă lume, da, acest nou ou, îi protejați ca o mamă, am vorbit de ou, oul este ovulul, da, este în mamă, sunteți ca o mamă pentru oamenii aceștia care vor veni în preajma voastră. Și repet, uite așa, cu răbdare, în timp, veți crea o nouă lume, o nouă moștenire de lumină, o moștenire de lumină, cinci cu trei. 8. 8. Transformați. Vă transformați și viața voastră și lumea voastră și lumea lor se transformă și uite așa participați la transformare. ah interesant, este prima oară când vă chestia asta. Participați la transformarea întregii lumi, a colectivului acestei planete care știți foarte bine, au fost conjuncția Lună, Jupiter, Saturn, da? Ne pregătim de o nouă lume și participați practic la această nouă lume, mai ales că e violeta. Ce vreau să zic că am văzut aici, vedeți? E ca o gaură de cheie, vedeți? Aici este cheia. Cheia, misiunea și steaua. Ascultați și prima prezentare că acolo E am vorbit despre stea. Și steaua. Deci cheia. Voi aveți cheia acestui univers care se creează voi și cei ca voi evident că nu sunteți singuri. Această compasiune trebuie să se manifeste prin voi în lume. Interesant mesaj. Iau, dragoste mai. De fapt, ce dragoste fără compasiune că nu vorbim doar de sex, vorbim de dragoste. Voi sunteți iaute, zeița zeița compasiunii, zeița dragostei, mama răniților. De ce mamă? Pentru că, e, pentru că mama iubește. Iubiți pe cel fără o aripioară și pe cel înfrigurat, înțepenit, mai urățel, mai, mai sărăcuță. iubiți pe toți, îi îmbrățișați pe toți într-o îmbrățișare mare, plină de dragoste. Asta este misiunea voastră deasupra Aici vă ridicați asupra lumii vechi sau lumii care judecă. La, 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 de ce nu face cu tare și cu tare? Vă ridicați și deveniți o zeiță. Da? Spiral Dance of the Goddess. Legacy of Light. Dragoste. De fapt, asta e manifestarea dragostei. Compasiune. am zis să-i și, și pe, ei, aveți doi fluturi, vă transformați și pe voi, continuu, continuu. Wow, îndrăgostit. Și lumea, am vorbit de lume? Mai, am vorbit de lume. Interesant cum se confirmă, doar ca ne majore. Fai, dar ce cărți intense. Ați fi zis că această carte e mai, mai slăbuță, dar nu e. Are o forță pe care nu, nici voi n-ați anticipat-o. Această carte, acest mesaj. Lumea și îndrăgostiții. Sunteți iute și tot în movie, da? Violet, sunteți, veți fi în 2021 deasupra lumii. Veți participa la crearea noi lumii. O nouă lume se creează prin voi și cei ca voi. Prin dragoste, prin compasiune, cu răbdare, se creează această moștenire de lumină și am zis, unii poate veți călători, dar nu cred că toți veți putea călători, dar veți călători virtual, veți putea avea grijă de oameni care sunt, eu știu, peste hotare în alte continente, pe cale virtuală, prin calculator. Vreți comunica la distanță cu oameni și veți ajuta, veți pune lumină pe ei, le veți arăta, există lumină, există lumină, nu te mai gândi la întuneric, nu te mai gândi la frig, da, există lumină, uite, eu am trăit-o și ar văd fluturi și aici. De transform... Asta pentru că și mintea voastră s-a transformat. Și mintea voastră s-a transformat în ultima vreme. Cine știe de cât timp se face că nu... Lucrurile astea nu se fac așa în, câteva zile, în câteva săptămâni, nici măcar într-un an. O nouă lume, eventual, a zis, atrage, am zis mai devreme de 11, de flăcări gemene, n-am elaborat ideea, dar acum elaborez. Va atrageți flacăra geamănă. îndrăgostiți pentru că sunteți în, în această vibrație de dragoste și veți atrage dragoste, love lovers. Eventual, acest personaj care va apare în viața voastră să vină de peste hotare, să vină de la distanță. Pentru unii, iar interesant mesajul, va trebui să alegeți între dragoste și această misiune. Va fi foarte greu de ales. Dacă personajul care vă iubește, dragostea care vine, nu vă susține în această lucrare și misiune colectivă pe care o aveți de făcut, foarte greu va fi de, de ales. Dar eu sper pentru că aveți numărul 11. Sper! E doar un cadou de Crăciun. Restul rămâne să mai, mai vedeți și voi ce faceți da, cu acest cadou, cu acest talent, nu? Um... Pentru că apare 11, sper ca personajul care vine să vă înțeleagă și să vă susțină. Da? Aici sunteți voi, feminin, feminin, zeița, îngerul feminin, iar personaj feminin, aici nu e cert. Însă, apropo de flăcăr gemene, domnul o susține, dacă era imaginea clasică în care amândoi, erau pe pământ, aș fi zis că e o reacție egală, că dă unul, dă și celălalt. Însă, aici Domnul o susține pe Doamnă, pe zeiță. Nu că o susține, o adoră, o vede ca pe o zeiță. Și pentru că merită, pentru că practică compasiunea cu ea însăși, cu el, cu toată lumea cu care se întâlnește. Și, pentru că merită, o susține în misiunea sa. Sper, înțelegeți, da? O va susține, o ia în brațe. Eu nu mă refer la îmbrățișare, da? Mă refer la faptul că dacă va trebui să alegeți între dragoste și această misiune în lume, cred că le, le veți avea pe amândouă la un moment dat, dacă vă alegeți misiunea. Dacă vă alegeți misiunea, le veți avea pe amândouă, pentru că Domnul va înțelege că sunteți lumină. Că trebuie să fiți amândoi în lumină. Hm. Și uite așa, împreună veți reuși să creați o moștenire de lumină, pentru că moștenirea, da, poți să o faci, o faci singur, dar când sunt cel puțin două forțe, un cuplu puternic, cu atât mai, cu atât mai bine. Cu atât mai bine. Da, frumos mesaj. Sper că v-a plăcut. Vă rog din tot sufletul ca să nu strică atmosfera cu alte anunțuri. Vă rog, ascult, citiți și sub video pentru că am acolo alte anunțuri. Cel puțin unul este la fel de interesant ca ce am prezentat mai devreme. Vă pup, vă doresc sărbători fericite, Crăciun luminat, mai bine. Ok, am revenit, dragii mei, cei care ați ales numărul 4 și ați ales brăduțul, să a să fie numărul 4. 4 este un număr echilibrat. Bradul este echilibrat. Îmi place simbolul ăsta. Este veșnic verde, veșnic tânăr, într-un fel sau altul. Verde ce este? Verde este uh, culoarea ceacrei inimii, a iubirii, culoarea abuneței, pentru că verdele este și simbolul banilor. Deci, dacă vă mențineți verticalitatea, puteți avea și dragoste și bani într-un mod constant, să nu zicem veșnic, da? Într-un mod constant. Să nu uităm că bradul are și calități speciale, vindecă, vindecă. Este un simbol spiritual, dar trecând peste astea, în primul și în primul rând, verticalitatea ne atrage la, la brad și această încăpățânare de a rămâne în picioare, în pufida furtunilor. Am fi zis că și este jarul și atât, dar bradul este special. Bradul crește în general în zona montană, în zone destul de in... greu de accesat. Eu zic că aveți o forță sau cel puțin în anul care vine veți fi extrem de puternici și veți vedea până la sfârșitul anului că veți sta în picioare și veți fi mai înalt și mai puternic și mai capabil de dragoste și mai capabil de a produce abundență. Do something for someone. Fă ceva pentru cineva. Ați avut patru, aici apare cinci. Patru și cu 1, cinci. Voi patru, da? Voi cei patru, care sunteți stabili și trebuie să Acordați stabilitate cuiva. Vine unul în lângă voi, se schimbă atmosfera de la 4 se trece la 5, se produce schimbarea pentru că voi trebuie să faceți ceva, eu ta, să protejați. Să protejați pe cineva. Dați atenție oamenilor din jur. Fiți blânzi. Fiți protectori, că asta face Bradu, protejează. Protejează, e rezistent, e puternic. Oamenii se bazează pe voi. Wow, ce frumos! Templu! 9 și cu 5, 14, iar 4 și cu 1, iar se le reduce la 5. Interesant, da? Interesant. Templu! Bradul mi-aduce aminte de templu interior, atât este de puternic și acest templu de la distanță, parcă aduce așa un pic trunchiul de braș aici, coroana Bradului, da? Construiți prin felul vostru de a fi rezistent, nu încăpățnat, rezistent, puternic, construiți un templu interior la fel de puternic, un templu în care, ce e interesant, aduceți oameni, da? Do something for someone, oamenii vin la voi ca să se simtă protejați. Lângă voi se simt în siguranță. În jur peste tot atmosfera e tulbure, dar templul acesta rămâne în picioare și protejează. Wow! Mama și op de foc. Mama. Mama, că toți să vorbim, suntem în noaptea de Crăciun. Mama și îngerii. Acum îl văd aici, în această carte, îl simt că este Arhanghelul -ar -ar Mihail. Poate asta să vă spună ceva. Arhanghelul este la fel de puternic și protector. Poate că ar fi bine să vă luați această energie care să vă crească ca pe un brat și să vă întărească fundația, să vă puteți construi acest templu interior, să vă luați această energie prin rugăciun față de Arhanghelul, Mihail și Fecioara Maria. Asta pentru că e mamă. Și vorbim acum de nașterea Domnului. În această seară, noi sărbăm nașterea Domnului, da? Care a fost anunțată de Arhanghel. Și mama ce face? Mama face pentru cei din jur. Da? Oferă servicii, protecție, stabilă. Am zis Casa Patra, interesant, iar numărul patru. Iar o chestiune legată de maternitate. Nu contează că sunteți bărbați-femei. Trebuie să fiți protectori. Trebuie să fiți protectori ca să puteți să creați Nu știu de ce, un trăi și vedea o nouă ființă de lumină. Unii, unele, Doamne, dacă vor fi mămici în anul care vine, simt că vor avea un copil luminos. Copii de aur în vibrație de aur. Un copil cu calități speciale. Comisiune specială. Da, am făcut pauza asta. Și ce este templu? Templu este, de fapt, corpul nostru. Și aici trebuie să protejați voi ceva, mai ales dacă sunteți mame, dar nu contează orice, orice ați fi. Chiar dacă nu sunteți mame, chiar dacă sunteți bărbați femei, bărbați, vreau să zic, trebuie să protejați corpul, templu interior, pentru că acolo se întâmplă ceva. Este o întâlnire, va fi o întâlnire între voi și cineva, vedeți, sunt doi oameni, în templu sunt două cercuri, două universe, universuri, pardon. Ei, și în această întâlnire se va naște, vedeți, se va naște burtica, se va naște ceva nou, o nouă ființă, poate să fie și un proiect spiritual. Pentru că mama nu concepe doar copii, concepe și proiecte. Un nou proiect spiritual în, fa în care faci ceva pentru cineva. Poate să țineți de arhitectură, că vorbim de templu, da? Poate faceți casă să ajutați oamenii săraci. E un exemplu. Orice poate fi. Oh, interesant. Șapte de monede și justiția. Am zis că trebuie să faceți ceva pentru cineva. Hm. Dar. Am mai vorbit și de creștere, da? Am vorbit de bradu care este. Veșnic verde, care crește, crește până la cer, da? cu răbdare. Șapte de monede înseamnă răbdare. Trebuie să aveți răbdare în această creștere, în această misiune, în dezvoltarea acestui har, cadou, trebuie să aveți răbdare. Aveți o scară de urcat și aveți de așteptat, dar în așteptarea asta nu stați cu mâna în sânda, ci construiți-vă templu interior. Și ajutați pe cei care sunt mai mici ca voi, mai neexperimentați, mai cu probleme financiare, dar cu, uh, cu precauție. Trebuie să fiți precauți în ceva. Trebuie să învățați să investiți. Do something. A, e o investiție. Fă ceva pentru cineva. Va trebui să investiți într-o legătură oficială. Legătură poate să fie și contract, justiție. Că poate fi o căsătorie, poate vă veți căsători, iar variază că e mamă, e justiție, e femeia divină, cuplu divin, da? Cuplu divin, care va naște un proiect special, un proiect spiritual, un proiect creativ, că avem opt debute totuși, da? Sau un copil cu niște abilități speciale, așa văd eu acum. Și justiția e o situație karmică, e o situație concretă și oficială. Trebuie să aveți răbdare până se va oficializa, eu știu, și proiectul, și conceperea, și uniunea, și mai multe. Trebuie să aveți răbdare până se echilibrează balanța. Pentru unii, nu știu pentru cine vorbesc acum, va trebui să faceți ceva pentru cuplul vostru. Interesant, da? Unul e mai sus, altul e mai jos. Și aici trebuie să faceți ceva, va fi în anul care vine, să-i ajutați pe celălalt să se ridice la același nivel, asta pentru că aveți o balanță. Și pentru asta vă va trebui răbdare, va trebui să așteptați. Interesant. Justiția. În momentul în care faceți ceva pentru cineva și -a oferiți ajutor, protecție, faceți justiție divină. Prin voi se face justiție divină. Nu știți voi prin ce a trecut omul respectiv, oamenii care vor veni în viața voastră, dar dacă reușiți să faceți ceva și ajutați pe cei din jur într-o formă sau alta, Veți manifesta o justiție care poate a fost așteptată de acel personaj mult timp. O dreptate. Drept, dreptate, fiți drepți ca brazii și faceți dreptate cu răbdare. Investiți, faceți, investiți în oameni care vor manifesta la un moment dat și ei dreptatea pe care au trăit-o lângă voi și în preajma voastră? Și, de fapt, ăsta poate fi proiectul. Faptul că investind dreptatea și ajutorul în alții și alții vor investi dreptate și ajutor în alții și așa mai departe. Se creează templu colectiv? Acum avem și un colectiv interesant. Avem și un colectiv aici, da? Ceea ce se întâmplă între cei doi se va întâmpla și între următorii, și următorii, și următorii, și tot așa. Îl văd în acest moment pe Arhanghelul Mihail. Nu știu de ce. Poate, pentru că am văzut Dominion. Vă recomand filmul pe Netflix, un serial superb, Dominion. Cu Arhanghelul Mih Mihail și Arhanghelul, apare și Uriel, Gabriel și. Mihael și apare și Uriel la, la un moment dat. Netflix. Dominion. Superb serial. O să mă uit a doua oară. Un arhanghel care vă susține. În această misiune, misiune de a face dreptate și de a vă menține drepți, corecți, dar cu compasiune nu este o justiție făcută cu sabia, este o justiție făcută cu blândețe, cu compasiune, cu dragoste, cu lumină, într-un spirit matern, blând, cald, senzual. Da? Și uite, așa se construiește, revin la aceste subiecte, se construiește templu colectiv și până la colectiv, templu vostru al vostru și al sufletului pereche și al vostru personal. Cam atât deocamdată, sper că v-a plăcut. da, citiți un video, vă recomand să citiți un video pentru că am acolo niște anunțuri și nu vreau să stric atmosfera. Adică nu că o stric, dar vreau să rămânem în vibe-ul ăsta. Că altfel făceam anunțul la începutul videoclipului și n-am făcut și în fine. Citi și sub video pentru că sunt acolo niște trimiteri interesante către o înregistrare frumoasă, sper, care se dorește să vă aducă bucurii. Vă doresc și eu dragoste, pace, creștere spirituală și Crăciun luminat în continuare. Numai bine vă pup! Pa, pa!